Mulțumesc mult, prietene Titus, excelențele voastre, înalte fețe bisericești, stimați reprezentanți ai mediului academic, distinși oaspeți, dragi prieteni, doamnelor și domnilor, sunt deosebit de bucuros și onorat să fiu prezent la acest eveniment deosebit găzduit de Parlamentul României. Îi felicit pe organizatori pentru că, după perioada de pauză cauzată de pandemie, au reușit să reia seria acestor întâlniri de suflet, o tradiție deja în multe parlamente ale lumii. Sunt convins că toți cei prezenți aici au venit cu gândul că ceea ce ne unește este mai important decât ceea ce ne desparte. De aceea apreciez în mod deosebit inițiativa grupului ecumenic de rugăciune, care ne propune ca temă din acest an să fie legată de pace. Știm cu toții cât de importantă este pacea pentru a aduce prosperitate și dezvoltare. Niciun stat nu poate progresa dacă securitatea sa este amenințată și cetățenii săi trăiesc în teroare. Generațiile noastre au fost obișnuite să trăiască în pace. De aceea, cred că șocul izbucnirii acestui conflict sângeros în Europa, chiar la granițele noastre, a fost cu atât mai mare și de neînțeles pentru noi toți. Din perspectiva creștină, pentru mine este dureros să vezi că un stat creștin atacă total ilegal și nejustificat un alt popor creștin. Să ucizi cu sânge rece oamenii vinovați este probabil cel mai mare păcat și cred că toți cei vinovați vor plăti prețul pe care merită atât aici, cât și la judecata de apoi. Am mare încredere că aceste lucruri vor fi dezbătute în cadrul acestui grup ecumenic de rugăciune. În încheiere, aș dori să vă felicit încă o dată pentru acea întreagă activitate. Domnule Titus Corlățean, domnule Benoni Ardelean, pe toți ceilalți colegi, și vă îndemn să folosiți acest canal de comunicare pentru a stabili legături puternice în celelalte parlamente din întreaga lume. Vă mulțumesc, Dumnezeu să ne ocrotească pe noi toți și pe români.